Un bărbat în vârstă de 45 de ani a reușit să scape de aproape 130 de kilograme, adoptând o practică zilnică simplă, iar astfel nu a trebuit să apeleze la medicul chirurg pentru a-și micșora stomacul. Adoptând un de viață sănătos, bărbatul a acumulat un exces semnificativ de kilograme, obișnuia să consume zilnic cârnați, cipsuri și plăcinte, ceea ce l-a condus treptat la o greutate de 217 kg. În această etapă, hainele cu mărimea 8 XL erau singurele care îi mai veneau. În plus, excesul de greutate a generat multiple probleme de sănătate, inclusiv diabet, hipertensiune arterială, nivel ridicat de colesterol, gută și apnee. Confruntându-se cu o situație care îi amenința sănătatea și îi punea viața în pericol, Dave a hotărât să schimbe complet stilul de viață. A adoptat o dietă sănătoasă, renunțând în special la alimente de tip fast food. Bărbatul a optat pentru consumul de carne slabă și pește. A început să consume sucuri naturale obținute din fructe și legume și a început să facă tot mai lungi. Prin această abordare, într-un interval de 2 ani, a reușit să parcurcă pe jos impresionanta distanță de 9700 de kilometri. În urmă cu 2 ani, sarcinile de zi cu zi păreau o ruptă dificilă pentru el. Viața sa se limitase aproape complet, iar fiecare pas era o provocare din ce în ce mai mare din cauza creșterii în greutate. Cu toate acestea, determinarea lui a schimbat totul. Prin eforturi susținute și perseverență, bărbatul a reușit să își transforme complet viața. Nu doar că și-a recâștigat mobilitatea, dar reușita lui i-a dat ocazia să se bucure din nou de viață, relatează Impact Ungro.